Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. 50 de ani de la înființarea școlii Emil Racoviță, fostă școală 10. Medici italieni în ajutorul persoanelor defavorizate din Dărmănești. Ziua Toleranței sărbătorită la Colegiul Asachei din Onești. Sâmbătă 12 noiembrie la școala Emil Racoviță din Onești, fostă școală 10, a fost o zi de mare sărbătoare căci s-au împlinit 50 de ani de la înființarea școlii, 50 de ani de tradiție, 50 de ani de competență și performanță școlară. Organizatorii evenimentului au pregătit un program ce a inclus momente emoționante de reîntâlnire cu foștii profesori, cu absolvenții, au fost ateliere tematice realizate de către preșcolarii și elevii școlii, coordonați de cadrele didactice, dar și un moment festiv în care s-a vorbit de personalitatea patronului spiritual al școlii, Emil Racoviță. Mai multe detalii în minutele următoare. Este o zi care ne aduce în suflet mari emoții, mai ales că am funcționat la această școală o perioadă de 30 de ani, din până în 2009, nu așa, 18, până în 2009. Am avut multe serii de elevi, elevi care au iubit școala, elevi pe care am încercat să-i îndrum spre o lectură plăcută, spre un scris corect, pentru o recitare frumoasă și cu ocazia asta, acum chiar m-am întâlnit cu foști elevi care sunt o parte preoți, medici și profesori chiar și suntem foarte emoționate, nici nu mai pot vorbi. De fapt aici școala a fost nu numai locul meu de muncă, ci și locul unde au învățat copiii mei, deci consider o a doua casă. Felicitări pentru anii de muncă și ce să vă zic, multă sănătate, ne bucurăm că sunteți în continuare alături de noi și că ați fost, ați zis, prezent la acest eveniment. Mulțumesc și eu și urez tuturor sănătate și multe bucurii. Este un moment emoționant, felicit cadrele didactic, o felicit pe doamna director, sunt convins și așa cum le-am spus, le doresc în continuare să planteze această sămânță pentru elevii. Și copilul meu este elev al grădiniței, sunt foarte emoționat, e adevărat. În calitate de părinte, nu? În calitate de părinte, suntem bucuroși că am reușit să înființăm și Asociația Părinților din Școala Emil Racoviță și sperăm împreună și cu acordul celorlalți părinți să facem ceva mai mult pentru copiii noștri. Și de ce nu ne vedem și la centenar, 100 de ani? Doamne ajută, să fim sănătoși, cu voia lui Dumnezeu pe toate le facem. Mă bucur de regăsire. Într-adevăr, am venit cu mare emoție și cu mare nerăbdare în același timp, fiindcă mi-e dor de Onești în fiecare clipă. Iar întâlnirea mea cu oamenii pe care i-am avut aici colegi mi-a creat o emoție deosebită, așa cum așteptam, de fapt, m-am îmbrăcat adecvat ca de o sărbătoare. Este cu adevărat acest moment o sărbătoare și vreau să vă spun că cei 5 ani pe care i-am petrecut aici poate m-au clădit ca om, dar și mai mult ca învățător. De la 24 la 29 de ani, cei mai frumoși ani ai mei, am fost învățătoare la această școală. Și mă bucur celor care s-au gândit să ne invite și să facă din această zi cu adevărat o sărbătoare. Vă mulțumesc și urări de bine pentru toți oneștenii. Felicit pe, în primul rând, pe colectivul de conducere actualei școli, pe profesorii și învățătorii care au participat la această întâlnire deosebit de frumoasă, văd, începutul este promițător. Eu am fost profesoară de biologie, coleg cu domnul profesor Mateescu, am avut generații de elevi foarte, foarte buni, printre care, deci, enumerați și dumneavoastră. Am avut elevi olimpici la biologie. În ce perioadă ați desfășurat activitatea dumneavoastră? Păi din 12 ani am stat aici la școală. 12 ani.
Exact, nu mai știu așa exact. Dacă știam... Da. Am, au fost ani frumoși, au fost, a fost un colectiv minunat. Colectiv minunat, minunat. Și regret pentru cei, și am regretat și atunci pentru toți cei care au plecat dintre noi, atunci tineri fiind. Dar toți, era o armată de profesori cum rar întâlnit. Majoritatea erau bărbați. Domnul Marinciuc, profesorul de desen, domnul Zărnescu, profesor la care am avut și, da, de matematică, domnul Codreanu, Codreanu Eugen, care a stat deasupra casei apartamentului nostru, da, domnul Conciuc de atelier, ce suflet punea omul acesta. Oameni minunați. Oameni minunați. Pe urmă, doamna Pufu Alexandrina. De franceză. A avut o viață mai zbunciumată, săracă, un om extraordinar, tristă, da. Dar ca suflet și ca pregătire era foarte bună. Pe urmă, profesor care... Un gând către actuala conducere, doamna profesor. Un? Un gând către actuala conducere. Ce le transmiteți? Pentru școală, pentru viitoarea generație. Să ducă mai departe cultura poporului român. Sufer foarte, foarte mult când văd toate firmele în altă limbă și nu română. Nu se mai vorbește românește, corect. Nu se mai vorbește. Și nu mai sunt patrioții care erau în trecut. Ne întrec românii din diaspora decât noi. Se împlinesc 50 de ani de la înființarea acestei școli. Cu ce gânduri ați venit, doamna profesor? Că știu de când a început cărămida. Prima cărămidă. A școlii. Și mai târziu am ajuns și eu să închei activitatea mea, după 38 de ani, la școala 10. Cum vă simțiți acum, după 50 de ani de activitate? Mă simt bine, fericită, pentru că n-am avut niciun conflict cu nimeni. La școlile la care am fost supusă, ca așa-i firesc să fii, ca... Calmă. Activitate, să spun așa. Și înțelegând și eu, înțelegând și măriile, adică conducătorii, așa, situația, îmbinările au fost de o manieră foarte... nu greșesc dacă spun strictă, dar respectată. De altfel, școala Emil Racoviță și-a păstrat standardul înalt, atât în ceea ce privește dotările școlii, cât și performanțele la învățătură ale elevilor, lucru remarcat și de foștii directori. Mai multe detalii în minutele următoare. Sunt emoționată, m-am simțit privilegiată la școală aici, am colaborat foarte bine cu colegii mei, colegi foarte buni, foarte bine pregătiți, dar și elevi. Școala a început cu elevii care s-au desprins de liceul Moisil și de acolo am primit clasele 1-8, clase foarte bune și cu drag îmi amintesc de începuturile școlii, începuturi foarte bune și așa au continuat. Mă întâlnesc cu drag cu foști elevi. Unii, sigur, au urcat sus pe scara societății, a vieții, alții, atât cât au putut. Mă întâlnesc cu drag, de exemplu, în piață, cu un băiat care vinde fructe și care îmi spune că a fost elev aici, la școală, și care am toată admirația lui pentru modestie, pentru hărnicie, pentru modul în care... Și cred că lucrul ăsta... Lucrul ăsta e ce școala trebuie să... În primul rând, valorile morale, după aceea celelalte lucruri. Sigur, ne amintim cu drag de toți cei care au fost și mai ales care nu au fost, de activitățile, de exemplu, muzică clasică. La noi, domnul profesor Codreanu mergea din clasă în clasă cu discuri, cu cultiva dragostea pentru... Sau un profesor de desen tehnic mi-a spus la un moment dat: doamnă, cei mai buni elevi la desenul tehnic vin de la numărul 10, pentru că se făceau orele acestea, inclusiv băieții la atelier. Domnul profesor avea pe tablă
în desfășurare, schițe de diverse obiecte, foarte interesant. Lucruri care mi se părea, și acum încă, mi se pare că specifice școlii de aici și nu numai atât, sigur, drumețiile foarte frumoase cu tematică ale profesorului Pușcarciuc, ale profesorului Morărașu. Nu mai vorbesc de olimpiade la care școala a fost și gazdă, organizator, dar și cu rezultate am avut la olimpiade, la faze pe țară, elevi. Și eu am fost în comisie la fază pe țară la olimpiade și așa ca o recunoaștere și am lucrat la Ministerul Învățământului ca coautor la manuale școlare și lucrul acesta însemna o recunoaștere, de fapt, a școlii, pentru că noi, profesorii de română de aici, foarte bine ne-am înțeles, dar am colaborat la fel de bine cu toți profesorii din oraș, prin activitățile pe care le-am avut. Între ce ani v-ați desfășurat activitatea la școala Emil Racoviță și cum găsiți școala, instituția noastră, și condus o perioadă bună de timp? Da, eu am venit în 73, deci la un an după înființare. În paranteză fiind spus, aflasem că voi deveni mamă, iar când am plecat, eram deja bunică. Deci vă dați seama că... Da, așa, și peste 30 ceva de ani aici la școală, iar între 80 și iunie 89 am fost director. Oricum, dacă școala a mers bine, a fost datorită întregului colectiv. Oameni foarte buni, foarte dedicați muncii și mai ales atunci când era ceva care nu era bine, care nu... Veneau colegii și îmi spuneau, uite, aici ar trebui așa. Totdeauna am ascultat de sfaturile colegilor și m-am simțit bine că mi le-au spus, ca să le putem îndrepta, să le... Oricum, cu drag. Un mesaj pentru actuala conducere, dacă transmiteți astăzi, ce le-ați spune? Ce să le spun? Școala este foarte frumoasă, mă bucur că și aportul, sigur că da, și a Consiliului Local și a tuturor care s-au organizat, le doresc să țină steagul sus, așa cum a fost el mai demult. De Ziua Internațională a Toleranței, o parte din elevii Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi din Onești au organizat o surpriză profesorilor. În pauza mare, aceștia au organizat un eveniment chiar în curtea liceului. Mai multe detalii în minutele următoare. Consiliul elevilor, prin președinta lor, prin domnișoara Miruna Bratovianu, ne-a făcut o surpriză plăcută. Astăzi, 16 noiembrie, este Ziua Internațională a Toleranței. În 1995, UNESCO a declarat această zi Ziua Toleranței și prin această zi, noi trebuie să știm că permanent trebuie să ne tolerăm unii pe alții așa cum suntem și la școală fiecare profesor... Dar și în societate, nu? Și în societate, nu neapărat la școală, da. Și în societate trebuie să ne acceptăm unii pe alții, să conviețuim așa cum suntem fiecare. Am văzut colegii profesori au fost prezenți, au fost încântați, ușor nedumeriți, dar încântați de acțiune. A fost o surpriză, așa m-au rugat președinta elevilor să fie o surpriză pentru profesor. Știam cu toții că azi e Ziua Toleranței, dar nu știam ce acțiune o fac elevii și ne-au făcut fel de fel de mesaje, au făcut și unele postere și a fost o surpriză. Eu i-am rugat pe profesor să vină în pauza mare în acest cadru, în curte, dar le-am spus și eu că nici eu nu știu ce e, e o surpriză pentru toți. Este prima dată când se organizează acest gen de activitate? Da, da, avem această inimoasă președintă a elevilor, care are o listă întreagă de activități. Sperăm că o să îmbinăm astfel încât să se desfășoare normal activitățile școlare și aceste activități ale elevilor, pentru că toate se îmbină și sunt bune pentru activitatea școlară, educativă și extracurriculară. Felicitări pentru faptul că îi susțineți pe tineri să se dezvolte și să fie ei până la urmă, că de fapt asta e rolul școlii, să fie ei înșiși. Așa este, da. Împreună trebuie să reușim și motoul nostru este împreună învățăm la Asachi. Ce s-a întâmplat astăzi aici?
Astăzi este 16 noiembrie, este ziua internațională a toleranței, iar noi aici la Asahi mereu suntem un colectiv unit și ne place să punem lucrurile mici în valoare. Iar am sărbătorit prin toleranță, prin ieșirea de grup, am creat aceste tricouri care au fost făcute de la zero cu mânuțele noastre, am stat și am pierdut zile și nopți, dar acest lucru nu contează pentru că munca s-a văzut și vreau și eu să le mulțumesc din suflet tuturor celor care se implică și eu aici, cel puțin în acest colegiu, este casa mea, este familia mea. O idee frumoasă, foarte mulți colegi au fost alături de tine, numai doar cei din clasă și cei din cadrul instituției de învățământ, din cadrul liceului. Au venit alături de voi? Da, au venit și le mulțumim, ne-au sprijinit tot timpul și ne sprijină tot timpul domnii profesori, conducerea și ceilalți elevi care se implică așa cum pot. E prima dată când faceți treaba asta? Acest gen de proiect, da, este prima dată. Până acum am mai desfășurat diferite flashmob-uri, dar atât de frumos nu, este prima dată. Felicitări! Mulțumim mult! A fost o zi foarte frumoasă și le mulțumesc colegilor mei pentru această zi minunată. Cum v-a venit ideea? Ne-am gândit în această zi superbă să încurajăm toleranța și să dăruim profesorilor, colegilor și elevilor tot ce se poate mai bun și o zi cât mai fericită. Sunt toleranți colegi în liceu? Sunt toleranți, încercăm să fim cu toții până la urmă și sperăm că vom reuși. Care a fost, ce clasă s-a ocupat de această zi? Pentru că până la urmă ați făcut surpriză atât profesorilor cât și celorlalți colegi. Clasele, noi suntem protecția mediului, o parte din ei și într-o parte din ei sunt profil economic. Am înțeles, deci ați conlucrat. Am conlucrat, da. Câte zile ați lucrat la tricouri? Pentru că mesajul de pe ele e foarte fain. Păi a fost o muncă foarte dificilă, a fost atmosfera, a fost muncă de echipă. Undeva la 2-3 zile. A, deci voi în câteva zile ați pregătit? Da. Dar a fost foarte multă implicare și nu a durat mult, ținând cont că ne-am ocupat cu toții. Am înțeles. Cum de v-a venit ideea să faceți ziua toleranței așa, chiar în cadrul liceului, alături de ceilalți colegi, mai mici sau mai mari? Păi ne-am gândit, noi fiind boboci, ne-am gândit că cei mai mari s-au chinuit să ne tolereze și am gândit că ar fi drăguț, adică ei au gândit că ar fi drăguț să se ocupe cu ceva astfel încât să ne facă să ne integrăm cât mai bine. Și? Ați reușit? Da, de la începutul anului a fost foarte multă implicare și ne-am integrat foarte repede. Un mesaj, dacă e pentru ceilalți colegi, un mesaj care să îndemne, evident, la toleranță. Veniți cu drag la Asahi, oamenii se integrează foarte repede, aici toleranța e pe cele mai înalte cote și fiți toleranți și suportați, chiar dacă nu aveți o părere foarte bună despre persoana aceea, din respect, pentru că pe parcurs vă veți împrieteni. Un grup de medici italieni au fost chemați de Sister Fabiola sau Sister Bunii, cum o știu cei din Dărmănești, pentru a veni în sprijinul persoanelor defavorizate. Este vorba de un medic stomatolog, un medic anestezist și un jurist care au solicitat chiar ajutorul primarului orașului Dărmănești, Toma Constantin. Mai multe despre acest proiect aflăm în minutele următoare. Voleam o fare... Pentru început, echipa intenționează să efectuize anumite vizite pentru evaluarea situațiilor și în viitor poi, qualsiasi tipo di attività odontoiatrica può essere svolta. Intenția este de colaborare, iar în viitor, în funcție de rezultate și dacă oportunitățile vor fi benefice, vor concretiza orice oportunitate. Așa cum a precizat și colega domnului doctor, inițial și în momentul de față, intenția este de a se colabora, iar în viitor, dacă se vor ivi oportunități, vor fi puse în practică. Ritrovo tantissima umanità. Oggi, ad esempio, astăzi am fost niște bolnavi săraci care nu poate să vin să se duce să beneficieze pentru tratament medical. Poggiano a Suor Fabiola per tutto. Dar din Har, expoziție sensibilă și plină de gingășie a artistului plastic Mihai Nechita Burculeț. Numai puțin de 27 de lucrări ale cunoscutului artist au fost donate orașului Târgohna. E darul soțului meu pentru orașul Târgu Ocna, e o donație și și-a ales cu grijă lucrările,
din perioade, din mai perioade mai de multe, nu neapărat ultimele. Din diferite perioade. Da, de acolo. Hai să vedem că să rămâne pe undeva, să rămână niște lucrări. De asta, dacă tot rămân niște lucrări, să rămână din perioade diferite. A fost așa ca un dar pe care l-ați făcut Târgu Ohnei, orașul în care v-ați format așa, v-ați definitivat, ați devenit un om recunoscut ca și artist, mă refer. Era și înainte recunoscut, bine, până nu veni nu la Târgu Ohnea, da. Dar în Târgu Ohnea, locuind cea mai mare parte din viață. Da, eu am încercat înainte de 80 să fac o sală de muzeu. Și s-a făcut 89 cu ceva, s-au schimbat, n-au avut, nu s-a mai făcut sala și primarul care deva a lăsat moale pe acolo tot ce trebuia și încet, încet primarul de acum, hai să schimbăm câte ceva. Și asta că s-au schimbat lucrurile. Da, s-au schimbat câte ceva, nu neapărat că a fost rău, dar mă rog, ceva s-a întâmplat acum. Vedem aici o expoziție plină de culoare, am zis, și de gingășie sufletească cu din perioade diferite ale artistului. Da. Fiecare trimite fiecare imagine, fiecare lucrare are mesajul ei. Te trimite ori în istorie, ori în adâncul propriului suflet, ori în natură. O temă nu neapărat. Nu neapărat o temă, da. O temă, de exemplu, cum e lucrarea asta, o temă, da? Măgura. Măgura nu înseamnă o poză cu nu știu ce. Un drum care duce Măgura, istorie și religie, partea asta din undeva. Și o culoare. O simbolistică aparte. Exact, da. Cu toamnă, cu toamnă și din toate. Măgura pentru Târgu Ohneni, în mănăstirea de pe Măgura, este ca un mic tabor. Drumul până la mănăstire, dacă îl faci pe jos, înseamnă ca un dar pe care îl faci divinității să ajungi până la înălțimi. Deci este un tabor, nu este o golgotă, deci este un drum de bucurie, de împlinire. Nu este un drum de durere, de tristare. Da. A început numărătoarea inversă până când se va da startul unei noi competiții de prestigiu. Este vorba de Campionatul Național de Gimnastică, ce se desfășoară în perioada 17-26 noiembrie. Mai multe aflăm în minutele următoare de la Ingrid Istrade, directorul Clubului Sportiv Municipal Onești. La jumătatea lunii noiembrie, începând de pe data de 17, la Bacău, de data aceasta, ne întoarcem după foarte mulți ani, vor avea loc campionatele naționale de gimnastică, faza finală, atât la masculin cât și la feminin, și inclusiv un festival de gym for all. Cu alte cuvinte, va fi un regal sportiv. Da, va fi un regal sportiv de juniori. Vor concura toți sportivii calificați în urma competițiilor din prima parte a anului. Vor fi finaliștii cei mai buni dintre cei mai buni juniori, atât la băieți cât și la fete. De la CSM Onești cine participă? Păi de la CSM Onești avem 5 gimnaste care participă pe mai multe categorii de vârstă și mă refer la 4 categorii, începând cu Adelina Bădic, cu Ana Maria Gabor, cu Sara Cristea, cu Daria Ștefania Tănase, cu Ioana Merchez și nu în ultimul rând Delia Toma, care deja este plecată la Centrul Național Olimpic de la Deva. Cu alte cuvinte, au început emoțiile, să zicem așa. Să știți că sunt emoții, fiindcă încurunează activitatea unui an întreg competițional. Ele sunt medaliate cu echipa în vară, dar știți că se pot întâmpla multe într-o perioadă de 4 luni. Sperăm totuși că vom fi din nou pe podium, fiindcă atât Ileana Hrișcă cât și Alina Iacob, antrenoarele lor, sunt niște fete extrem de serioase și de muncitoare și își doresc foarte mult să se facă remarcate și aici, acasă, să spunem. Apropo de asta, mi-ați ridicat mingea la fileu pentru următoarea întrebare. Nu, este la Onești, este în municipiul Bacău.
Da, este în municipiul Bacău, inițial în calendarul competițional al Federației Române de Gimnastică a existat la Onești, dar faptul că sunt anumite probleme pe, în ceea ce privește sala polivalentă Nadia Comăneci, atunci n-am mai avut cum să o, să-l aducem la Onești anul acesta. Sperăm ca anul viitor să venim cu altă competiție la Onești. Eu am ținut în mod special să rămânem în județul Bacău, fiindcă totuși vorbim de Onești, dar Bacăul, din punctul meu de vedere, rămâne... Gimnastica românească a pornit de la Bacău, chiar dacă din Onești, și m-am dus către Bacău, care au fost extrem de încântați să ne primească cu aceste acțiuni. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. 3-17 noiembrie, cerul va fi în cea mai mare parte noros, în posibile averse de ploaie. Mercurul în termometre urcă până la valori de 7 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Vineri, 18 noiembrie, vremea se va menține rece și umedă, cerul va fi pe alocuri acoperit de nori, sunt posibile ploi pe după amiază, iar maxima zilei urcă până la valori de 7 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul în termometre coboară până la valori de 0-3 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.